Campionatul național feminin de handbal al junioarelor 3 și-a încheiat prima fază, la capătul căreia primele două clasate în cele 12 serii alcătuite la nivelul întregii țări au obținut calificarea pentru turneele semifinale. Formația antrenorului Dumitru Berbece, Corona Brașov în echipament albastru, a fost repartizată în seria a 6-a, în cadrul căreia, începând din toamna anului trecut, a avut de luptat împotriva altor patru formații: Clubul Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe, două reprezentante ale județului Harghita, Odorhei, respectiv Lăzarea, dar și concitadina CSS Dinamo Brașov. Fiecăruia dintre aceste cluburi a revenit spre organizare câte un turneu, ultimul dintre acestea derulându-se la sala de sport a Școlii Generale numărul 11 din Brașov, fiindu-i atribuit Clubului Sportiv Școlar Dinamo. A fost un adevărat galop de sănătate pentru Corona Brașov, care la capătul acestei prime faze a înregistrat victorii pe linie și evident s-a clasat pe primul loc. Da, până acum a fost bine. Prima etapă care ne-am propus-o am atins-o, adică în această grupă, în grupa asta noastră cu cele 5 echipe. Suntem pe primul loc și acum suntem cu speranțe în etapa a doua, care este turneul semifinal. Nu știm unde se va ține, pentru că săptămâna viitoare se va hotărâ, după care pas cu pas să ne tindem obiectivul spre turneul final. Dar primul pas este faza a doua, care este faza semifinală. Vă dați seama că a fost un turneu destul de simplu aici în grupă și sperăm ca mai departe să reușim să trecem de turneul semifinal și să ajungem la turneul final, unde avem un obiectiv să luăm locul întâi. A fost un joc de pregătire care ne-a ajutat să ne pregătim pentru semifinale, să fim mai buni și să ne încercăm schemele noi și sperăm să facem o prestație cât mai bună la semifinale, să ne calificăm mai departe. Una foarte bună. Noi vrem să ajungem la turneul final, să luăm medalia de aur. Ei reprezintă un pas important pentru turneul final. Obiectivul este turneul final principal și să jucăm finala. A fost un turneu pentru pregătire și sperăm la turneul semifinal să ne calificăm la finală, sperăm la titlu. A fost frumos, niște meciuri bune, am dat tot ce am putut și ne bucurăm că ne-am calificat la semifinal și sperăm să câștigăm, să trecem mai departe, să luăm medalia de aur. Calificarea la turneul semifinal pentru mine reprezintă un pas mai departe în handbal și putem progresa. Au fost foarte bune, deoarece ne-am pregătit pentru următoarea etapă și pentru mine turneul final, semifinal reprezintă o etapă premergătoare turneului final, deoarece ne dorim foarte mult anul acesta să luăm medalie de aur. Păi asta este obiectivul nostru, să ne calificăm la turneul semifinal și să mergem mai departe în finale, bineînțeles, și să luăm o medalie. Este foarte important. Aceasta însă a fost doar o fază a obiectivului nostru. Sperăm că și în continuare să mergem la fel de bine. Calificarea este un pas ca să ajungem mai departe la turneul final și ar fi un pas foarte important pentru noi, ca și echipă și ca pentru fiecare în parte. Și ne-am bucurat foarte mult dacă ajungem mai departe la turneul final și am și câștigat. Înseamnă foarte mult pentru că am muncit foarte mult să ajungem acolo și mi-am dat tot ce am putut mai mult. Este un lucru foarte important pentru noi, asta ne-am dorit din totdeauna și sper să luăm aur. Calificarea la turneul semifinal înseamnă foarte mult pentru mine, dar nu special pentru mine și pentru echipă. Avem un obiectiv anul acesta, să jucăm finala și sperăm la medalia de aur. Și totuși, misiunea brașovencelor de la Corona a fost parcă prea ușoară pentru atingerea acestui prim obiectiv. Un fapt recunoscut, dar și anticipat, cum se cuvine, de antrenorul Dumitru Berbece. Nu vreau să deranjez pe nimeni din colegii mei și din echipele care am participat, dar este un nivel foarte slab și de asta nu m-am lăsat în partea asta dus ca și anul trecut. Am făcut în paralel și un turneu celor 5 orașe cu Tulcea, Ploiești, cu Megidia și Călărașul, în care l-am ținut aproape lună de lună de anul trecut. În schimb, am mai jucat și meciuri amicale aici acasă, Oneștiu, cu Arena, cu Olimpicul din Târgu Mureș. Am participat și săptămâna trecută la un turneu la Centrul de Excelență la Vâlcea. Deci tot timpul trebuie să stăm în pregătire pentru aceste copile, pentru că, v-am zis încă o dată, nu vreau să deranjez, dar nivelul a fost foarte slab în grupa noastră. Până una alta, Corona Brașov se poate mândri și cu faptul că patru dintre componentele clubului de sub tâmpa sunt convocate la o nouă acțiune a lotului național de junioare. Este o satisfacție să fiu acolo printre cele mai bune jucătoare ale țării, zic eu, și sper să fac față, să dau tot ce am mai bun din mine. Înseamnă foarte mult, mă ajută și mă face să joc cât mai bine, să dau cât mai mult și să muncesc mai mult decât pot. Foarte mult. Mi-am dorit să ajung acolo la lot și îmi place. Mă bucur că sunt acum la trei, ele au mai fost și în vară, Ana Maria și Berbece și Sorina Târcă.
Am mai fost și în vară la acest lot lărgit, în care am participat și la două meciuri internaționale cu Ungaria. El este acum la un trial de o săptămână sau de câteva zile, în care se pune punctul pe ei, probabil în vederea următoare a fazelor din iulie-august, când se vor întâlni din nou într-un canturament mai lărgit. Revenind la turneul semifinal, în perioada 2-4 mai, Corona Brașov va ataca accederea în ultimul act al întrecerii, într-o locație ce urmează a fi stabilită de Federația Română de Handbal.